Bine vă regăsesc, dragi gemeni, căci acest material este dedicat vouă, celor din Zodia Gemeni și celor care aveți ascendentul în Zodia Gemeni sau Soarele și Luna. Sau dacă în caz că iubești un suflet care este în Zodia Gemeni, te invit să urmărești aceste mesaje venite din infinit pentru luna septembrie. Am decis să înregistrez mai devreme mesajele venite din infinit pentru luna septembrie, pentru că săptămâna viitoare voi pleca într-o călătorie sacră în Egipt, ca să fiu de portalul Poarta Regulus pe vârful muntelui Sinai, să celebrez viața cu un grup de suflete, în momentul în care steaua Regulus se întâlnește cu steaua Sirius și se activează chakra inimii, chakra coroanei, și ne conectează la o vibrație profundă, dar vei găsi acest material, voi face un material special pentru Poarta Regulus înainte de plecare, pe care îl vei găsi pe canalul meu de YouTube, Gabriela Camelia Popescu. Bun venit dacă ești pentru prima oară pe canalul meu și dacă îți dorești să ne continuăm călătoria împreună, te invit să te abonezi ori în calitate de membru pentru a putea primi beneficii suplimentare, cum ar fi citire energetice personalizate, realizarea sinelui, sistemul de chakre sau meditațiile săptămânale pe care eu le postez și, bineînțeles, bonusul lunar pentru fiecare zodie în parte. Drag suflet, astăzi vom folosi 5 oracole, de obicei foloseam 3 sau 4, dar am urmat călăuzirea divină, vibrații foarte înalte pentru tine, drag suflet, din zodia Gemeni. Haideți să vedem prin oracolul maestrilor înălțați energia pentru luna septembrie pentru tine, drag Gemeni. Vom lua 3 mesaje despre energia lunii septembrie pentru tine. Ei bine, se pare că în această lună, drag geamăn, vei primi taina de la Horus, care te conectează la un vortex de manifestare foarte profund în care tu vei aduce credințele tale, dorințele tale, visurile tale, aspirațiile tale în materie. Este necesar doar să te conectezi prin vibrația sufletului tău și prin a crede. A crede că dorințele tale se pot împlini. Din vortex de manifestare, se pare, drag geamăn, că ceea ce tu atingi și îți dorești, iată, se împlinește în luna septembrie pentru tine. Prin susținerea acestui maestru înălțat, zeu antic, Horus, dacă ai fost în Egipt, probabil te-ai conectat cu vibrația sa și iată, a venit în citirea ta să spună că în luna septembrie ești un vortex de manifestare, trebuie să crezi în ceea ce îți dorești și dorințele tale se pot împlini. Bineînțeles, există o condiție aici, ca dorințele tale să susțină viața și să nu dezechilibreze planeta Pământ, frații și surorile tale și Universul. Adică dorințele tale să vină și în sprijinul vieții, da? Să aducă energie și vibrații înalte. Al doilea mesaj pentru tine, drag suflet, vine de la Melchisedec, care îți aduce o cunoaștere divină pe care tu o ai ca memorie în câmpurile tale. Vei primi lecții cosmice înalte și vei avea viziuni despre cum să folosești memorii din alte vieți prin care tu accesai această cunoaștere. Deci tu ai în structurile tale memorate stări de iluminare, stări de elevare, probabil inițieri în școala misterelor, în tainele cosmice și le vei aduce, drag geamăn, în luna septembrie ca un alchimist, ca un suflet trezit aici pe pământ. Și asta înseamnă că le poți aduce prin a te conecta la anumite cursuri, prin a citi cărți cu vibrație înaltă, cu informații de vibrație înaltă, prin a urmări materiale de vibrație înaltă și, bineînțeles, vei primi din subtil, prin visele tale, informații sau printr-o intuiție superioară. Te vei conecta la aceste memorii, la această cunoaștere antică, divină, care se află în structurile tale
Și bineînțeles, iată-ți vine Gaia, spiritul mamei pământ, care își cere ca în această lună, în septembrie, să te conectezi cu pământul și să stai cât mai conectat și să ai credință că mama pământ este o planetă vie și ca să poți să materializezi, este necesar nu doar să fii împământat pe chakrele de la inimă în sus, ci să fii împământat și pe cele trei chakre, să creezi o conexiune mai profundă cu mama pământ, împământare, ieșire în natură, puritatea gândurilor tale, puritatea faptelor tale, puritatea cuvintelor tale, ca să poți să fii împământat, drag geamă, la toate cele trei niveluri, trup, spirit și suflet. Și iată, mama pământ îți vine în întâmpinare și spune, conectează-te cu mine, ești copilul meu aici, energia mea telurică este valoroasă și poate fi instrument de lumină. Nu este suficient să fii conectat doar pe chakrele de sus, ci este necesar să fii ancorat aici, în mama pământ, în materie, pentru că tu ai venit în această călătorie, tu ai ales ca mama pământ, drag geamăn, să-ți fie casă în această călătorie și nu ignora energia telurică. Energia telurică a materiei îți poate deveni instrument de lumină. Doar de tine depinde, drag geamăn, dacă alegi să faci asta. Și apoi vom lua oracolul vieților anterioare și haideți să vedem mai multe detalii despre citirea ta pentru luna septembrie. Care este calea de a te conecta tu la acest vortex de manifestare prin spiritului Horus? Care este calea de a te conecta la această divină înțelepciune care vine prin școala misterelor? Și care este calea de a te conecta la spiritul mamei pământ, drag geamăn? Haideți să vedem. Ei bine, în luna septembrie te vei conecta la acest vortex de manifestare prin calea relațiilor. Se pare că apare o schimbare în relația ta de cuplu. Dacă ești în cuplu, drag geamăn, va veni mai multă înțelegere, mai multă bucurie în comuniunea cu partenerul, partenera ta. Vă veți replia unul spre celălalt la nevoile respective de cuplu, la nevoile fiecăruia și le veți comunica cu înțelepciune. Dacă cumva ai ieșit dintr-o relație și a rămas dizarmonia acolo, iată că prin înțelepciunea acestui vortex de manifestare, prin înțelepciunea lui Horus, tu vei reconcilia acele disarmonii care s-au creat pentru a nu le transforma în karmă. Fie te armonizezi cu acest suflet și poate veni înapoi în călătoria ta, fie te armonizezi și aduceți pacea și iertarea și vă eliberați unul pe celălalt într-un mod pozitiv, mulțumindu-vă unui celuilalt pentru lecțiile valoroase și pentru frumosul pe care l-ați creat împreună. Pentru că așa este necesar să se încheie orice relație, să se încheie în armonie și să ne onorăm unul pe celălalt atâta timp cât ne-am iubit, nu? Cu parte unul din viața celuilalt este necesar să onorăm și să primim lecțiile și darurile care au venit prin acea comuniune. Deci, iată, reconcilierea unei relații sau aprofundarea unei relații mult mai profunde pentru tine, geamăn, în luna septembrie și iată cum te poți conecta tu la acea divină înțelepciune prin susținerea Arhanghelului Gabriel, da? Care este mesagerul divin, vei primi vești bune, vești înălțătoare care te vor susține și Arhanghelul Gabriel îți spune tot ceea ce tu vrei să comunici ca și cunoaștere, pentru că iată poți să împărtășești această comunicare, această cunoaștere sacră pe care o ai în memoriile tale cu ceilalți, nu prin control, ci comunică prin înțelepciunea inimii și prin răbdare, prin bunătate, prin smerenie, fără să încerci să controlezi și să impui adevărul ființei tale. Și iată, drag geamăn, astfel te vei conecta la vibrații înalte și vei deveni, de ce nu, pentru că a venit Gabriel, vei deveni un mesager pentru acest pământ și pentru această lume într-un mod cât mai armonios. Cum te conectezi tu la vibrația mamei pământ în septembrie? Prin a înțelege mesaje care îți vin din memoria timpului, mesaje antice,
care se află în structurile tale, bineînțeles cu susținerea Arhanghelului Metatron. Iată, te vei conecta la anumite portaluri de energie. Iată piramida de la Giza în spatele Arhanghelului Metatron și ți arată cartea, cartea cunoașterii, cartea vieții tale, din care tu aduci memorii și te conectezi la înțelepciunea ta antică, pentru că, drag suflet, dacă ești în fața acestui material, ești un spirit foarte bătrân și foarte înțelept, cu foarte multă cunoaștere și lecții de viață integrate. Și iată, vine prin conectarea cu Mama Pământ, cu Teluricul, îți vin aceste memorii pe care tu le-ai avut în alte vieți avute pe planeta Pământ. Și Mama Pământ, prin împământare, te susține ca să accesezi aceste memorii. Și mergem mai departe la oracolul Arhanghelului Metatron. Să vedem despre mai multă claritate. Dorim despre această relație. Reconciliere, repliere, reînflorire a unei relații, care este calea, cum se face și cum poți tu să comunici prin înțelepciunea ființei tale, să devii un mesager al cunoașterii antice pentru cei din jurul tău și bineînțeles pentru călătoria ta, și cum te conectezi tu la înțelepciunea antică și cum înțelegi pe deplin aceste mesaje care îți vin din infinit pentru tine. E bine, drag suflet, ce carte putea să fie decât iubirea? Iubirea, iată, roza inimii tale se deschide și ți se spune, vortexul de manifestare este despre relație, ți se spune că o relație se armonizează. Deci, iată, o relație în care tu ești prezent se armonizează, se ajunge la o anumită aprofundare, ori reconcilierea unei relații din trecutul tău apropiat care s-a încheiat, iată, se poate armoniza. Acel suflet poate reveni în călătoria ta, drag geamăn, sau faci pace cu el și ajunge să vă iubiți unul pe celălalt și să vă eliberați într-un mod armonios. Dar orice ar fi, să știi că iubirea în planul relațiilor este în luna septembrie în viața ta. Sau pentru cei care nu au un partener, poate urmează să-și cunoască sufletul pereche, să întâlnească sufletul potrivit pentru ei în luna septembrie. Calea de a primi mesajele de la Arhanghelul Gabriel și de a comunica prin înțelepciunea ființei tale îți vine prin a ieși afară din lume, prin a te conecta cu esența ta divină feminină, iată luna plină, care vine cu înțelepciunea divină feminină și prin a-ți oferi stări de contemplare, de meditație, de reflexie, a vieții tale, a comuniunii cu sufletul tău și cu spiritul tău. Și iată, ți se cere, drag geamăn, în această lună să-ți oferi mai mult timp cu tine, de comuniune, de celebrare și să stai cât mai mult conectat cu sufletul tău pentru a primi aceste taine ale divinității. Foarte frumos, și pentru a primi mesajele acestei înțelepciuni antice pe care tu o ai de împărtășit, pentru că cronica akașică este în interiorul tău, tot ceea ce tu cauți în exterior se află doar în interiorul tău și doar stând în tine poți să manifesti nevăzutul în materie. Calea de a te conecta la această înțelepciune antică și a înțelege mesajele este prin pasiunea ta față de viață, pentru că ești un iubitor de viață, pentru că iubești viața, iubești umanul, iubești divinul din uman cu pasiune, ți se permite să accesezi aceste memorii antice și să te conectezi la iubirea mamei pământ prin pasiunea inimii tale. Cât de frumos, drag suflet, drag geamăn, bucură-te și celebrează, pentru că inima ta arde prin adevărul focului perpetu, prin iubirea față de viață, față de divin și de uman. Și vom folosi acum oracolul Aura Angels. Haideți să vedem cum te manifestă în luna septembrie iubirea în viața ta. Și apoi, cum te poți tu conecta cu tine, timp cu tine, pentru a reflecta, pentru a te reechilibra, pentru că poate ai fost foarte mult în uman, în lumesc. Și ai obosit. Haideți să vedem calea de a te conecta la pasiunea inimii tale, la iubirea ta pentru viață.
Mesaje foarte frumoase pentru tine, drag Geana. Conecta la vibrația iubirii prin energia vindecării. Și iată, probabil în luna aceasta, poate vei folosi energie Reiki, energia universală de vindecare, de vindecare a relațiilor tale, a propriei tale ființe. În orice caz, iubirea ajunge în viața ta prin energia vindecării, prin vibrația înălțătoare, iată, în mâinile tale stă această vindecare, pentru că vindecarea vine prin tine, drag suflet, de la univers, nu vine din exteriorul tău. Mâinile tale sunt vindecătoare și prin aceste două mâini tu ești un creator, o creatoare de miracole, să știi, și poți fi propriul tău vindecător. Dacă simți că inima ta este împietrită, revarsă această energie cu grație, du-ți mâinile la piept și lucrează, scanează chakra inimii și conectează-te cu energia Reiki din univers să curgă prin mâinile tale și să vindece spațiul sacru al inimii tale, pentru ca tu să primești iubirea și să o celebrezi în relație de iubire în luna septembrie, drag geamul. Calea de a te conecta cu tine, de a sta mai mult în inima ta și mai mult în interiorul tău, îți vine de la Arhanghelul Sandalfon cu energia turcuaz, care spune că este necesar să-ți manifesti libertatea sufletului prin vindecare și prin iertare. Da? Deci ai nevoie de aceste momente cu tine, de introspecție, de comuniune cu propria ta ființă, pentru a elibera, pentru a te vindeca, pentru a deveni liber, drag geamăn, în călătoria ta. În luna septembrie este necesar să vindeci, să eliberezi și să înțelegi că sufletul tău este liber doar dacă tu ieți. Dacă tu ții neiertarea în tine, nu vei fi niciodată liber, nici prin uman. Dar dacă tu eliberezi sufletul de neiertare, vei fi un om liber aici pe pământ, pentru că vibrația neiertării este ca o închisoare pentru suflet, drag geamă. Și iată ce frumos, pasiunea inimii tale, iubirea ta față de viață vine cu un mesaj binecuvântat de la univers. Deci când acest mesaj apare în citirea ta, poți să fii sigur că vei primi un mesaj de vibrație foarte înaltă care te va conecta în luna septembrie la niște adevăruri înălțătoare. Iată mesajul 444, secvența 444 a Îngerilor de Cristal. Universul trimite către tine mesaje de vibrație înaltă. Spune da, drag geamăn, acestor mesaje, pentru că vor fi revelatoare, pot fi cutremurător de revelatoare pentru tine. Mesaj care poate să va schimba viața pentru totdeauna, o va impacta în luna septembrie pentru tine. Și vreau acum să folosim oracolul numerologiei, a cristalelor și a secvențelor numerologice, să aflăm care este cristalul care te susține pe tine, drag suflet, în luna septembrie și secvența ta numerologică și numărul favorit. Haideți să vedem pentru zodia Gemeni luna septembrie. Și iată, turcoazul este benefic pentru tine, vine prin Arhanghelul Gabriel, iată pentru a doua oară în citirea ta și din nou pentru a doua oară secvența numerologică 444 și iată energia turcoaz. Deci este fantastic cum se interconectează aceste mesaje și iată, această carte spune că este în siguranță, drag geamăn, să te lași să fii văzut, să fie văzute darurile tale și frumusețea sufletului tău. Turcoaz, ai numărul 11, care înseamnă 2, redus la 2, vibrația relației despre împreună, secvența numerologică 444, care spune că 100.000 de îngeri te susțin. Vibrația Universului 444 îți transmite mesaj de la Univers. Drag geamăn, îți doresc să ai o lună septembrie binecuvântată, iată că ai vibrații foarte înalte. Îți doresc să celebrezi viața prin unicitatea ființei tale și dacă consider că acest mesaj poate împuternici și alte suflete, poate susține, te rog să-l distribui tu acolo unde este nevoie și îți mulțumesc că te-ai abonat la acest canal și că faci parte din această comunitate. Îți reamintesc că în descrierea acestui video vei găsi detalii despre citirile energetice personalizate pe care le realizez. Mulțumesc!